Gândindu-mă în scriptură, la experiența omului lui Dumnezeu, care este trimis de stăpânul lui, ca să aducă o soție pentru băiatul lui. Sigur că spunea și fratele Sorin, fratele Pastor, multe lucruri nu se mai potrivesc pentru asta, dar asta ar fi chiar culmea. Noi ale internetul, ia ale telefonul, ia ale whatsapp pur și tot ceea ce pot să comunice și rezolvați voi ăștia în vârstă problemele care nu vă pricepeți din perspectiva lor să îi aduceți mireasă. Sau să poate asta. Se poate. Și nici nu există logică, cel puțin în vremea în care noi trăim. Dar să nu-l duc și pe mine. Nu, nu, nu. Dar trebuie să... Nu, nu are ce să vadă. Dar trebuie să... Nu să ce să decidă. Te, te duci și dacă ea vrea să vină, asta e. Dincolo de cultura noastră, de înțelegea noastră, de. Dar până la urmă se pare că noi ăștia cu alegeri de multe ori greșim. Și când alege Dumnezeu, nu se greșește niciodată. Mai tare, vrea să spuneți, amin. Când alege Dumnezeu, nu se greșește niciodată. Și vreau să cred că Vali și. Rebecca, astăzi sunt aici pe scanul de mire și de mireasă, nu doar datorită dorințelor lor sau a părinților sau acceptarea celor din jur, ci cred că și îmi doresc să aibă avizul și aprobarea lui Dumnezeu. Este important asta. Este cel mai important. Deci, uite, domnule, prorocii să ne însoare, să ne mărite, nu. Nu prorocii să ne însoare, să ne mărite. Dar nu scoateți din context un mesaj al lui Dumnezeu atunci când este vorba de așa o acțiune care este irreversibilă. Când te duci pe un drum care este reversibil, poți să mai greșești. Sau dacă în mintea ta este că dacă nu funcționează, este reversibil, este altceva. Dar din înțelegerea noastră, ca și oamenii lui Dumnezeu și ca și cei care vrem să respectăm Scriptura, drumul acesta este irreversibil. Ei se căsătoresc pentru toată. Viața. Și de aceea, uitându-mă la acea fată, fecioară, expresia scripturii din uh, Geneza, capitolul 24, Rebecca, vreau să spun câteva calități care îmi doresc să le aibă Mireasa din această zi. În primul rând, dorim ca Rebecca să fie o femeie cinstită. E nevoie de asta. Dar se poate prin societate, pe undeva să fie și necinstite, da? Da. Și spunea omului Dumnezeu în Proverbe, capitolul 31, versetul 10, parcă era o întrebare, o întrebare ca și cum lucrul acesta nu este la îndemână, nu întotdeauna se întâmplă asta. Adică asta nu e la ordinea zilei, oameni buni. Asta este, s-ar putea, destul de rar și să se întâmple uneori, ar trebui să fie pentru vali o realitate aceasta. Cine poate găsi o femeie cinstită? Întrebarea îmi spune că nu e simplu, nu-i ușor, nu-i la îndemână. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de decât mărgăritarele. Și ne rugăm pe Rebecca, ca mireasa din această zi, Domnul să o binecuvinteze, să fie în familie, în biserică, în societate, recunoscută ca o femeie cinstită. Amin? Amin? Și toate surorile, și toate doamnele care sunt aici în această zi, să le binecuvinteze Dumnezeu. Avem nevoie de femei cinstite. Este o vreme în care se scot în față femei pentru a fi reprezentative, pentru a avea vocație, pentru a avea putere. Uitați-vă și în spectrul politic, domnule, este o impunere, dacă vreți, de la imperiu, ca să fie procentul cât mai mare de femei. Și dacă să aleg numai bărbați într-o anumită zonă de parlament sau de conducere, domnule, sunt, aveți grijă, aveți prea mulți bărbați acolo, trebuie să fie și femei. De ce? Să aibă echilibru. Acum, cât au echilibru și când nu, nu vreau să comentez și nu este momentul acesta, dar eu cred că echilibru îl aduce atunci când femeia este cinstită. Mai de preț decât mărgăritare. Ai ceva mărgăritare pe acasă? Valentin, cum stai cu mărgăritarele? Aveți multe mărgăritare pe acasă. Sau ai pe Rebecca, care mai de preț decât mărgăritarele. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apoi, în al doilea rând, uitându-mă la experiența din Geneza capitolul 24, acea tânără fecioară cu numele Rebeca. Și asta ți se potrivește. Să fie comunicativ. Va, Valentin, asta este viața. Se spune că femeile vorbesc mult mai mult decât bărbați. La noi în familia asta nu e valabil, dar la voi probabil că va fi așa. Dar asta nu e eu. Faptul că vorbești mai puțin, să știi că nu. Dacă îți dă da autoritate, dacă are înțelepciune să-ți dea autoritate și să recunoască autoritatea ta de preot, spunea un frate și de soț, totul este problemă. Și să vorbească bine. Să ai tot. Să ai un purtător de cuvânt care vorbește bine, nu e rău. Problema este când purtătorul de cuvânt nu te reprezintă. Când purtătorul de cuvânt vorbește de la el și nu te reprezintă pe tine, este o problemă. Când începi să vorbești tu și nu ești delegat să vorbești și vorbești în numele tău și nu mai reprezinți autoritatea, ai o problemă. Dacă câtă vreme vorbești reprezentând autoritatea, totul este în regulă. Să fii comunicativă, dar să reprezinți autoritatea și autoritatea numărul unu în familia voastră este Valentin și apoi autoritatea în continuare este Hristos și Dumnezeu. Pe toate surorile să le binecuviteze Domnul cu darul acesta al comunicării în forma aceasta. Spunea același, același proverbe, capitolul 31, versetul 26, ea deschide gura cu... Surorile ar trebui să citească cu voce tare. Și doamnele, și domnișoare. Ea deschide gura cu... Eu nu prea aud bine acum. Înțelepciune. Și învățături plăcute ei sunt pe... Extraordinar. Nu asta, da. Nu așa, o femeie abia aștept să ajungă acasă să mă sfătuiesc cu ea. Bine că trebuie să ai grijă cât te sfătuiești și ce te sfătuiești. Suntem foarte diferiți și, încă o dată, nu intru în detalii. Ea deschide gura cu înțelepciune, ea comunică. De a nu comunică așa vorba noastră de la țară, că știți că sunt de la țară, așa ca o moară stricată. Numai să comunici, ea comunică cu înțelepciune. Ea gândeste și apoi vorbește, ea, e, ea, ea, ea rumegă, ea, ea așa, așa bine lucrurile și apoi transmite un mesaj, ea este comunicativă, uitați-vă la Eleazar când îi face propunerea și spune, citesc, robul a alergat, versetul 17 din Geneza 24, dăm te rog să beau puțină apă din vada ta. nu l-au văzut niciodată. L-au văzut pentru prima dată. Și uitați-vă cum, cum ce comunicativă este Rebecca. Bia, domnul meu, a răspuns ea și s-a glăbit și a plecat vadra din mână și a dat să bea. Putea să fie ursuz, așa, să fie respingătoare. Cine ești tu? Dar ce urmărești? Dar ce cauți pe aici? Dar de unde vii? Ea este comunicativă, ea știe să vorbească, ea este deschisă pentru un dialog. Undeva în Isaia capitolul 50 versetul 4. Sigur, contextul este o profeție acolo. Acolo spune: "Domnul mi-a dat o limbă o limbă iscusită ca să știu să vioresc cu vorba pe cel doborât de întristat. Și câte zile de întristare nu sunt? Și câte frământări nu sunt și câte uh, nopți nedormite nu sunt? Și ce bine este să ai pe cineva lângă tine care să comunice. Și să comunice aducându-ți sănătate, aducându-ți vindecare, aducându-ți încurajare. Să te binecuvinteze, Domnul Rebecca, și să știi să comunici. Și nu vă supărați dacă va fi purtător de cuvânt al familiei, doar să vă rugați ca Domnul să o ajute să comunice bine. 3. Cinstită, comunicativă, tot cu litera C, în limba română. Suntem aici în contextul ăsta. Dispusă să coboare. Mai sunt doamnele pe aici, surorile? Dispusă să coboare. Era Isaac, în preajma căsătoriei și nu era nici pe la Julius Moll nici pe la, eu știu, să-și caute costumul de mire. Nu, că n-am nimic împotrivă cu asta, numai dacă se insistă prea mult, mă deranjează. Dacă se pune prea mult pe povestea asta, îi deranjat. El s-a dus să cugete cu în taină să-și mai refacă relația cu Dumnezeu, să-și o mai verifice, știind că s-ar putea întâmpla robul să-i aducă o soție care să fie pentru toată viața partenera lui, s-a dus să se mai roage, s-a dus să mai stea cu Dumnezeu și Biblia spune că undeva la fântâna la Hai Roi stătea și cugeta în taină. Să aveți fântâna aceea și, soie Valentin, întotdeauna în viața ta. Fântâna celui care mă vede. Pentru că întotdeauna în toate acțiunile noastre, chiar și în familie, în locul cel mai necunoscut, din punctul nostru de vedere, ne vede Dumnezeu. În toate acțiunile noastre ne vede Dumnezeu. În toată intimitatea noastră ne vede Dumnezeu. În toate deciziile noastre ne vede Dumnezeu. Și Isaac s-a dus cu cugete în taină la, vânt, la fântâna la Hairoi. Așa s-a pregătit Isaac de, de, de ziua căsătoriei, de întâlnirea cu mireasa. Și de departe l-a văzut, l-a zărit Rebecca și a întrebat pe Rob cine este omul acesta care vine înaintea noastră. este stăpânul, este viitorul tău mire. Și auzi ce spune versetul 64. Rebecca a ridicat și ia ochii, l-a văzut pe Isaac și știi ce s-a făcut? Să nu vă supărați pe borti. Și nici soția dumneavoastră. Asta trebuie să se A coborât jos de pe Camila. Nu știu cum cât ai călătorit, cât de sus a fost cămila, dar de astăzi trebuie să cobori jos. Pentru că statutul soției este să fie supusă bărbatului în toate lucrurile ca Domnului. Asta în societatea în care trăim este un fals și este o utopie. Dar înaintea lui Dumnezeu aceasta este o cerință și este o realitate. Și mă rog Dumnezeu să te binecuvinteze să fii cinstită, să fii comunicativă și să fii gata să cobori. Și dacă vei face asta, nu vreau să sensibilizez răni în această zi, dar vreau să se întâmple ceea ce s-a întâmplat lui Isaac când s-a căsătorit cu Rebecca, să-i se întâmple și lui Bali. Și Biblia spune a luat pe Rebecca, a fost nevasta lui, a iubit-o și astfel a fost mângăiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Responsabilitatea de astăzi nu este mică. Tu să iubești. Și să iubești cum a iubit Hristos biserica, necondiționat, în orice circunstanțe. Și pentru dumneavoastră nu va fi mai mare bucurie decât dacă veți vedea că e iubită. Și veți trece peste toate, având această convingere. Da? Este adevărat. Suntem oameni, avem slăbiciuni, nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor de fiecare dată, dar cel mai important lucru este, fica noastră este iubită. Să o iubești. Cum ai iubit Hristos biserica. Și tu, Rebecca, să fii cinstită. Să fii comunica comunicativă. Să te cobori de pe cămilă. Astăzi. Nu mâine. Astăzi. Și să constitui o adevărată mângăiere pentru Vali, pentru familia lui, pentru cei din jur. Și să spună și tata lui Vali, Dumnezeu ne-a dat o fică Dumnezeu ne-a binecuvântat și este cu adevărat o mângăiere pentru familia noastră. Să spunem din toate inima Dumnezeu să-i binecuvinteze și Dumnezeu să-i întărească. Mă opresc aici. Vrem să fim la rugăciune. La rugăciunea pe care o vom face este un moment solemn, dar nu înainte de a pune întrebări. Pentru că astăzi, momentul acesta este momentul unui legământ nu au unei aventuri, ci a unui legământ, care așa cum spuneam, este pentru toată viața și la legământul acesta este prezent Dumnezeu. Este martor Dumnezeu. De aceea, împreună cu fratele Paul Sălmărean, eu voi pune întrebările. Eu voi pune întrebări lui Vali, fratele Paul Sălmărean va pune întrebări Rebecăi și apoi fratele Demeș, se poate și în limba maghiară să vă rugați, nu este nicio problemă, că Domnul nu vorbește nici maghiară, nici română, dar știe și maghiară și română, slăvit să fie numele Lui, da, dumneavoastră, și mă bucur că este tata. Îi spuneam, când vorbeam cu Rebecca, dacă tata este slujitor, tata trebuie să se roage. Pentru că toți ne rugăm, dar nimeni nu se roagă cum se roagă tata. De aceea ne rugăm Dumnezeu să binecuvinteze și rugăciunea și momentul solemn și Dumnezeu să ne întărească. Amin!